deputat Daniel Zanfir, bine ați venit în studioul Hot News. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră pentru o discuție bazată în principal pe legea dării în plată, lege care vă aparține, dar și pe marginea altor inițiative legislative pe care urmează să le promovați. În primul rând, despre legea asta dării în plată. Știu că a fost promovată de dumneavoastră, a fost scrisă de domnul profesor Piperea. Cât la sută e a dumneavoastră, cât la sută e a domnului profesor? Da, după cum știți, legea dării în plată a intrat în dezbaterea publică undeva spre sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, anul trecut. Deci avem un an și de când am început să dezbatem legea dării în plată. E foarte interesant să vă spun cum am pornit la acest proiect de lege. Eu nu sunt specialist în domeniul bancar, nici măcar avocat, jurist. Sunt inginer constructor, asta este profesia mea. Ideea legii dării în plată a plecat de la o discuție pe care am avut-o la un moment dat cu un prieten, care mi-a spus că secretara lui și-a pierdut casa pentru că și-a luat un credit cu buletin. Și nemai putând să plătească rata la bancă, i s-a executat casa. E bine, n-am crezut acest lucru. Am zis, este imposibil. Nu scrie în contract că i se ia casa. Dom'le, și-a pierdut casa, mi-a spus omul. Dom'le, dăm contractul ăla să văd. Bine, eram și eu pe la începutul mandatului de deputat. Eu sunt la primul mandat. Trecuse un an de zile și m-am gândit, hai să fac ceva. Cum? Așa ceva nu cred că e posibil. Dacă nu-i trecut deci în contract... 2013, înțeleg. Asta prin 2013, exact. Dacă nu-i trecut în contract că îți poți pierde casa, cum să-ți pierzi casa? Bun, mi-a adus omul contractul, am constatat într-adevăr că în acel contract cu credit cu buletinul de nevoi personale nu era stipulat nicăieri că persoana respectivă ar fi garantat cu casa. L-am contactat pe domnul profesor Piperea, știind că este într-o luptă de ani de zile cu băncile, mă rog, cu clauzele abuzive și așa mai departe. L-am întrebat că e posibil așa ceva. I-am spus sigur că da și eu am zeci de cazuri și nu se poate. Ba se poate, pentru că există o prevedere în codul civil pe care oamenii nu o știu și cei mai gravi e că nici nu li se spune nici celor care astăzi fac contracte de nevoi personale cu ipotecă. Nu li se spune că dacă nu poți plăti respectiv un împrumut pe lângă bunul respectiv pe care îl poți pierde, mai poți pierde cam tot ce ai și bunuri și venituri viitoare. Că eu sunt convins că dacă oamenii ar ști în momentul în care fac un împrumut că pe lângă bunul ipotecat la care i-a dus gaj, că așa sunt obișnuiți oamenii să spună, gajează cu ceva, pe lângă ăla bunul respectiv mai pierd și alte bunuri pe care le mai au și li se mai și pune poprire pe venituri toată viața, eu cred că s-ar gândi de vreo 10 ori înainte să semneze un împrumut. Bun. Am plecat cu ideea asta, numai să facem ceva. Domnul Piperea a redactat textul de lege și l-am dus, pur și simplu, l-am pus în dezbatere publică. Să știți că proiectul ăsta de lege cred că a fost unul dintre cele mai dezbătute, dacă nu cel mai dezbătut proiect de lege, cred că de la Revoluție încoace. Pe lângă faptul că numai în Parlament a fost discutat de vreo 12 ori în comisiile de specialitate, pentru că, așa cum știți, proiectul a fost votat în noiembrie, după care a fost trimis de către președintele României la reexaminare. Inițial eu m-am dus cu proiectul la Partidul Național Liberal, l-am discutat în comisia de specialitate ale Partidului Național Liberal, Comisia de Buget Finanțe și Comisia Juridică a Partidului. Partidul Național Liberal a hotărât să susținem acest proiect de lege, după care, timp de vreo 3 luni de zile, eu am discutat cu parlamentari din toate partidele politice. Pentru că am fost convins de la bun început că acest proiect de lege nu are culoare politică. Da? Pentru că e o lege dreaptă, am zis eu, și dreptatea nu e nici de stânga, nici de dreapta. Așa am reușit să-i conving și pe cei de la PSD și pe cei de la UDMR și practic am adunat 157 de semnături
în momentul în care am depus acest proiect de lege. Era și greu să te împotrivești ca parlamentar în asemenea proiect, într-un an electoral? Nu era electoral. Nu. Chiar nu era electoral. Era cu 2 ani de zile înainte, deci gândiți-vă, chiar nu era electoral. Votul, unanimitatea votului s-a dat anul ăsta. Da, s-a dat anul ăsta, numai că semnăturile despre care vorbeam, am început să le strâng în martie anul trecut. Deci nu era un electoral deloc. Era martie anul trecut. Da. Cam la jumătatea mandatului. Numai că, știți, uitați, n-a fost niciun fel de discuție, de controversă politică, tocmai pentru că am spus asta. Este o lege dreaptă. Vreau să vă spun că mare mi-a fost surprinderea să constat că... Asta e opinia noastră că e o lege dreaptă. Da. Pentru că sunt opinii venite de la Fondul Monetar, de la Comisia Europeană, de la Banca Centrală Europeană, de la CSM-ul nostru, care sigur sunt pe cu totul altă părere. Adică Banca Centrală Europeană, până la urmă, nu e nimic nepotrivit aici, domnul Popa. Banca Centrală Europeană, adică reprezentanta băncilor europene, e de partea băncilor, ține partea băncilor. Acum, noi, Parlamentul României și Parlamentul European, că am să vă arăt puțin mai încolo că există și o rezoluție a Parlamentului European în sensul ăsta, președintele României, credem că e o lege bună, da, și o lege dreaptă. Domnule deputat, permiteți-mi să vă citez un fragment. Astăzi, în România, există 800.000 de familii care nu-și pot plăti ratele la bancă. Prin această lege reușesc să fac ca aceste familii să nu devină cazuri sociale. Recunoașteți pasajul? Este din expunerea de motive care însoțește proiectul. Nu, în expunerea de motive nu există acest paragraf. Probabil sunt, de multe ori eu m-am referit public și am spus că sunt peste 800.000 de familii, da? Nu, este în expunerea de motive. Nu, expunerea de motive nu există așa ceva. În expunerea de motive efectiv nu mă refer, nici n-aveam cum să mă refer la un anumit număr de persoane care sunt. Asta este un pasaj din nenumăratele mele intervenții publice, dar niciun caz nu este un text scris în expunerea de motive. Ne putem să ne uităm pe internet. Vă rog să vă uitați și vă garantez că așa ceva nu există. Dar nu este nimic neadevărat aici. Bun, unde sunt cei 800.000 de români? De dat în plată au dat vreo 200 până acum. Sigur, au trecut 3 zile. Există, cum vedeți, o anumită controversă legată de plata acelui impozit pe transfer de proprietate, pe dare în plată. Evident că oamenii în momentul ăsta așteaptă să vadă cum se clarifică. Eu chiar vreau să vă spun că voi avea o întâlnire cu conducerea Uniunii Naționale a Notarilor Publici. Când? Tocmai ca să... zilele astea vom avea o întâlnire. Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Nu putem discuta despre un impozit pe această tranzacție, pentru că ea în fond nu este niciun act de vânzare-cumpărare, niciun act care să genereze venituri. Văzând răspunsul pe care l-a dat secretarul de stat din Ministerul de Finanțe, domnul Biriș, care făcea referire la articolul 111 din Codul Fiscal, acolo referire este foarte clară la impozitul pe venituri ale persoanelor fizice. Ori aici nu avem de-a face, domnul Popa, cu vreun venit. Omul, când face darea în plată, nu obține un venit anume. El este dispus să-și asume o pierdere uriașă, practic omul pierde tot, doar ca să stingă o datorie. Ori articolul 111 se referă la noțiunea de venituri. Nefiind venituri, nu pot fi impozitate. Asta ca să, da, ca să terminăm și cu... Da, ar fi și normal să nu fie impozitate, pentru că nu dau în plată, sau pornim de la ideea că cei care dau în plată nu mai pot într-adevăr face față plăților și orice costul suplimentar... Despre asta e vorba. Nu mai putem să... După ce am zis așa, practic darea în plată, domnul Popa, este o formă extremă. Omul, când ajunge să dea în plată, e clar că este într-o situație fără precedent. Pentru că s-a vorbit foarte mult în anul ăsta de zile în care s-a tot dezbătut legea asta, că de darea în plată pot beneficia șmecherii, samsarii, că ar fi un ghișeft așa pentru cineva.
pe domnul Popa. Nu poate, domnule, să fie pentru nimeni vreun avantaj material. Pentru că, și am să, cu crânul mână am făcut toate calculele astea cu oricine. Un om care dă în plată pierde avansul de 25% pe care l-a plătit, media. Pierde tot ce a plătit acest 7-8 ani. Că problema creditelor, problema persoanelor care vor da în plată a apărut din 2007-2008, despre creditele alea vorbim. Deci oamenii din 2007 când au luat credit până acum au plătit aproape 8-9 ani de zile. Deci ai plătit 8-9 ani, pierzi și avansul de 25%, mai pierzi și casa. Păi ce avantaj, Doamne iartă, mai poate fi de aici? Nu, e vorba de cei care au luat un teren, prețul terenului s-a dus mult sub apă, ca să zic așa, și reușesc să stingă împrumutul. Păi cu ce au garantat? Ca să cumpere acel teren, banca le-a constituit ipotecă pe ceva. În principal, da, și-au luat o casă garantată cu un teren. Și-au luat o casă garantată cu un teren. Ok, deci ipoteca probabil, băncile așa procedau, îți puneau ipotecă pe respectivul teren și pe viitoarea casă pe care urma să o cumperi. Ori, la darea în plată, ca să poți să stingi obligația pe care o ai față de bancă, dai în plată toate bunurile ipotecate. Asta așa e. Ori pierzi și terenul, pierzi și casa, pierzi și tot ce ai plătit până acum. Nu există cineva care să aibă cu adevărat un avantaj din darea în plată. Asta ca să... Bună, deputat. Una din comentariile foarte des auzite în ultima vreme împotriva legii aprobate de dumneavoastră este că faptul că omoară creditarea. Reacția băncilor ați văzut-o, cele mai multe 13-14 dintre ele, primele cele mai așa, au mărit deja avansul la credite. V-aș ruga să-mi răspundeți foarte scurt dacă din punctul acesta de vedere, uitându-vă la cei care au dat în plată și la cei care și-ar dori un credit și cărora acum li se cer avansuri mărite, legea vi se pare o lege mai degrabă bună sau o lege mai degrabă proastă? Nu, legea e bună. E bună și din punctul de vedere și privind prin prisma ceea ce a spus dumneavoastră. Domnul Popa, marile probleme în România cu persoanele care au ajuns în situația în care au ajuns astăzi este și faptul că în acea perioadă de boom imobiliar și ipotecar s-au dat foarte ușor credite în România. Și asta este în principal din cauza Băncii Naționale României, care a relaxat nepermis condițiile de creditare. Adică, cum bine știți, înainte de perioada aceea de care vorbim, 2007-2008, până prin 2005, creditele se acordau în anumite condiții. Condiția principală era aceea să nu depășești 40% gradul de îndatorare. Ceea ce era un lucru rezonabil. Ei bine, în acea perioadă bun imobiliar s-a zis poți să ai și 70%. Adică, ca să fie foarte simplu, dacă un om avea 10 milioane salariu, vorbesc de lei vechi, putea să aibă rată 7 milioane. Ori asta e o nebunie. Nimeni nu-și imaginează că un om care avea 10 milioane salariu plătea 7 rată și mai putea să, cu 3 milioane care rămâneau, putea să își plătească toate cheltuielile pe care le are, inclusiv, mă rog, copii și așa mai departe. Deci, condițiile fiind atât de permisive, băncile intenționând să acorde cât mai multe credite, că așa s-a și întâmplat, mai ales în franci elvețieni, s-au acordat, să știți, credite și cu grad îndatorare 100%. Adică omul venea cu adeverință de venit de 20 de milioane și banca a acceptat și rată 20 de milioane. Ori, domnul Popa, aici mi-e greu să vorbim despre, cum să vă spun eu, persoane irresponsabile că cer împrumuturi. Sigur, putem cumva să gândim și în sensul ăsta. Aveți și nu aveți dreptate, pentru că BNR-ul într-adevăr a mărit de la 40 la 70%, da, dar a făcut-o pentru a le permite celor care iau 10.000 de euro salariu de pildă să se poată îndatora până la 7.000, că diferența de 3.000 de euro îți permite asta. Nu vorbim numai de lei, de roni. Nu de euro, da, vorbim, da, de lei. Dar până atunci, cei care aveau 10.000 de euro echivalent în lei cu salariu,
nu puteau să împrumute mai mult de 4.000, rată 4.000, 40%. Dar nu e mai bine așa, domnul Popa? Nu e mai bine. Uitați, eu cred, așa. Și poate lucrul ăsta, nu știu, o să supere pe unii. Eu cred că o creditare mai responsabilă e mult mai bine să fie așa. E mult mai sănătos. Adică mai bine iei un credit în condiții mai riguroase ca să nu ajungi, domnul Popa, peste 7, 8, 10 ani de zile în situația critică. Păi cine știa că o să se ajungă? Păi dacă se știa, nu cred că s-ar fi dat. Nu știu, se știe, nu se... Vedeți cum e? Bun, și dacă s-a întâmplat lucrul ăsta acum, toată povara să cadă în spinarea omului, de ce să nu împărțim riscul? Că asta face darea în plată. Împarte riscul între client și bancă. Dacă eu, client, când am semnat un contract, mi-asum că plătesc dobânda, mi-asum că poate rămân fără serviciu și mai... Banca nu trebuie să-și asume și ea ceva? Da. Ce risc își asumă banca astăzi? Niciunul. Păi nu-i normal să-și asume riscul ipotecii? Acum, haideți să... Păi banca își asumă riscul în momentul în care ți-a dat banii. Păi da, împrumutul. Da, domnul Popa, dar și-a luat încă o dată. N-a oprit-o nimeni. Nu, dar este incorrect să spuneți că banca nu-și asumă niciun risc. Păi și-a asumat riscul în momentul în care ți-a pus banii în cont. Da. Și-a asumat riscul ca tu să nu i-ai dat înapoi. Nu, banca a constituit o ipotecă, așa cum a vrut ea, acoperitoare a sumei respective. Adică dacă ți-a dat un credit de 70.000 de euro, să zic, și-a constituit o ipotecă sigur de peste 100.000. Corect? Da. Nimeni n-a oprit banca să-ți constituie ipotecă, să-ți pune ipotecă pe ce vrea. Nu? Da. Nu. Deci este fără discuție, păi despre asta vorbim. Asimetrie de putere între bancă și client. În mod evident. Da, ea și-a constituit ipotecă pe ce a vrut, mi-a dat câți bani a considerat de cuvință. Dacă ipoteca a scăzut, de ce, Dumnezeu, să tot încârcă omului să fie? Nu pot să nu amendez faptul că băncile nu-și asumă niciun risc. Își asumă. Păi asta să fie riscul ipotecii, vreau. Da. Auziți, revenind la darea în plată, lumea întreabă de ce nu au fost date niște norme de aplicare foarte clare care să elimine orice confuzii. Păi nu sunt confuzii, domnul Popa. Legea dării în plată e foarte clară. Legea dării în plată stabilește cine sunt beneficiarii, în ce condiții se dă în plată. Altceva, dacă vă referiți cumva la acel impozit. Și la impozit. Altă neclaritate nu există. Ba, vă spun eu, de pildă, costurile notariale. Da. Scrie foarte clar acolo, costurile notariale se suportă de debitor. Dar nu se știe. Da. Ori prin costuri notariale, acum, sigur, vorbind... textul legii e foarte clar pentru specialiști, pentru avocați, notari și așa mai departe. Prin costuri notariale se înțelege onorariul avocaților, onorariul notarilor și eventuale costuri cu transmiterea documentației. Impozitul pe venit nu este un cost notarial. Taxa aceea de publicitate la ANCPI nu este un cost notarial. Notarii în această speță doar colectează sumele de la oameni și le virează în contul Ministerului Finanțelor, la ANAF. Deci notarii nu este taxă notarială, ca să fie foarte clar. Ce se întâmplă? Mă pun pe mine, da, dacă sunt bancă, preiau un imobil. Eu plătesc impozitul pe acel imobil, plătesc întreținerea. Ce se întâmplă? Bancă? Da. De bancă vorbiți? Da, de bancă. Deci mi-a zis bancă. Haideți, domnul Popa, să facem un exercițiu. Nu asta este bancă, da. Eu sunt un client care așa, am să vă dau 50.000 de euro, mai am să vă plătesc, da? Domnul Popa, de ce nu negociați, domnule, cu mine? De ce să luați în proprietate acel imobil și, cum spuneți dumneavoastră, să vă apucați să plătiți întreținerea acolo, întreținerea în sensul să nu se degradeze, ca să nu mai zic la un bloc, și întreținerea pe timp de iarnă. De ce nu negociați, domnul Popa, cu mine?